Cum nu a reușit să aprobe proiectul, primarul Gogel Niceanu a spus că nu s-a aprobat pentru că nu au vrut consilierii pedeliști și peneliști, care, spune el, s-au aliat. Nu s-a vrut pentru că la Turcinești USL-ul este PDL, nu funcționează. La Turcinești funcționează PDL-PNL. Așa au votat. Ce oamenii n-au fost chiar de acolo? Care oameni? Nu, nu. Pentru că nu au fost dezinformați, pentru că au fost introduși niște oameni ca să destabilizeze ședința și să se aleagă praful de apă. Asta s-a urmărit și asta s-a reușit de PDL și PNL. Liberalul Dumitru Modrea susține în replică faptul că ALE și PNL au votat în interesul cetățeanului, nu al unei alianțe. USL-ul merge foarte bine în comuna noastră, dar noi am considerat că USL-ul înseamnă a respecta legea, a respecta omul, a respecta cetățeanul, a nu face alte lucruri. Consilierii locali, în frunte cu primarul și viceprimarul localității, nu au făcut decât să se certe timp de mai bine de 2 ore, în loc să stabilească un lucru concret pentru binele locuitorilor din Turcinești. La un moment dat au și suspendat ședința din cauza certurilor.